Oricum e tare asta cu ora premierului când vine prim-ministrul în Parlament. Ora ministrului când vine un ministru. Dar de ce n-ați făcut și ora parlamentarului a? când vine și parlamentarul în Parlament? Vreau 8 ore pe zi, așa, de luni până vineri, să fie ale parlamentarului. Cam cât muncește un cetățean obișnuit. Ora premierului e ca și cum un elev ar fi chemat în cancelarie și toți profesorii ar sări pe el. A devenit o tradiție. Îl cheamă pe Cioloș să-l chinuie puțin. Dacă Cioloș ar fi o gâză ceva, i-ar rupe aripioarele, i-ar da foc cum fac copiii sadici. Cred că se și plictisesc, domne. Da, stau așa toți în parlament și se gândesc. Bă... Ce să facem noi azi? Că de jocuri ne-am săturat? La pornache ne-am uitat de ne-au sărit ochii? A, ah, știu, hai să-l chemăm pe Dacian Cioloș. Vedem și noi ce mai zice, ne mai distrăm un pic, nu? Să nu fim ipocriți, sistemul de numire al prefecțiilor și suprefecțiilor a permis numirea aproape sistematică a unor oameni cu simpatii politice. oh, ia te atins rău, domnul Cioloș. asta e marea lor problemă, să știți. Îi afectează enorm, da, să nu cumva să creadă oamenii despre ei că ar fi ipocriți. Domnule Cioloș, de la mită în sus încep jignirile la ei Dați-le ceva cu șpăgari, cu pușcăriaș, cu de-astea Așa le mai mișcați inimile împietrite de traseism, jmenuri și conspirații Cum să-i zici fratelul Michi șpagă că e ipocrit, auzi? Păi îți răspunde imediat Da, șeful, cum să săru sărul mâna, sunt ipocrit Păi da, cum le zici matale frumos, așa în cuvinte de-astea franțuzești?